ajunge azi în țara Hangului, sub Ceahlăul Sfânt, una dintre cele mai frumoase zone montane din România. La Văratec, unde viețuiește cea mai mare comunitate de maici din țara noastră. Și la Târpești, în gospodăria lui Nicolae Popa, meșterul care a făcut piatra și lemnul să ia chipul și sufletul omului de la sat. O călătorie în munții lui Hogaș. Neamț este ținutul mănăstirilor, al stânilor bogate și al poienilor însorite. Este trecut de amiază, iar Nea Dumitru își duce pentru a doua oară în zi oile la munte. Se va întoarce cu ele de-abia la apus, când e vremea mulsului. O vară întreagă, de la Sfântul Gheorghe și până la Sfântul Dumitru, același ritual. Zi de zi, fluierul sună la fel. Lasă ușor, lasă ușor, așa, așa, vine cu așa. Du-te, suci sus. Sau vine la mine, vine cu așa, vine cu așa, hai. Vine la mine, vine cu așa. Vine cu așa, o strungare, băi, 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 și-o bani. Hai, cu așa, hai. Da, hai. Viață de cioban. E bun, e bun când e vara bună, când ai ciobani buni, care se țin de meserie. Dacă ai ciobani buni, e bun. Ca o întreprindere. Unii organizați merg bine. Aia și se va. Dar e prost că-i zi și noapte. Cum la Hango, aici m-am născut în Hang, am fost nouă la părinți. Mi s-au dus părinți, a rămas noi. Mă duc și eu, că am 70 ani. Salut! Asta-i viața. Ce se va. Mai eu mă cu oaia, cald de bătrâneță, numai tinereță. Suntem în țara Hangului, în județul Neamț. La doar câțiva kilometri de aici, Ceahlăul își ridică silueta în sus, opintindu-și creștetul de nori. În vale, izvorul muntelui, cel mai mare lac artificial din România. De sus, unde doar oile ajung, peisajul e teribil de frumos. Hanganii însă văd cu alți ochi această întindere de apă. În urmă cu mai bine de 55 de ani, lacul le-a înghițit satele. Când s-a construit barajul, au fost strămutați. Au luat-o de la capăt în vârf de munte, unde au încercat să reînvie frumoasa țara Hangului, în jurul bisericii pe care au luat-o cu ei deasupra apelor. Mulți au plecat la oraș și mai mulți spre alte țări. Însă muntele-i vrăjit. Te cheamă înapoi acasă, cum cheamă fluierul oile înapoi pe potec. Am fost și eu plecat ca tătul românul în țări străine și acolo am văzut ce înseamnă cu adevărat ferma de munte și am văzut că la noi efectiv nu se creșteau atâtea animale. Era o vacă, două văcuțe la o gospodărie, câțiva oi aveau 10-15 oi, nu erau ferme de astea la 100 de oi în sus. Și de acolo am zis că să încerc și eu aici. Ion Onu este stăpânul stânii de la Hangu și fiul lui Nea Dumitru.
A visat mereu să aibă o fermă în sala Hangu, iar azi ține 100 de oi și 30 de vaci. Vara, turiștii urcă până aici, la stână, pentru a gusta din cașul căruia i s-a dus vestea. La fel de bun e și balmușul și mielul jintuit. De le place mult la stână, pot să și rămână aici câteva zile. Care e secretul unui caș bun? Să depui suflet, să-l faci cu suflet, să-l faci cu pasiune, ca și orice meserie. Dacă nu depui suflet, nu-ți iasă meseria, nu-ți iasă materialul. Și dacă ai condițiile să-ți faci condiții, să ai lapte bun și curat, și omul sfințește locul. Dacă el se dăruiește, iasă treaba cea mai bună, ca la orice meserie. Când era mic, Ion Onu fugea de la școală ca să meargă cu oile pe creste. Muntele este drag și acum, așa că ne-a invitat la o plimbare în împrejurim pentru a ne arăta de ce nu a putut să se despartă de România și de Hangu. Drumurile acestea sunt știute doar de oamenii locului. Puțin turiști le cunosc. Mai bine, sunt pentru cei care, scrie Hogaș, vor să șteargă urma dintre oameni și să se avânte necunoscutul larg al naturii. Călătoria mea continuă la Târpești. Aici se găsește cel mai mare muzeu particular de artă populară din România. Că omul sfințește locul și că din pasiune se nasc minunile, îți dai seama imediat ce a intrat pe poarta gospodăriei lui Nicolae Popa. Despre meșter povestesc încă înainte de a intra în casa muzeu, piatra și lemnul pe care le-a însuflețit. Aceste sculpturi, dar și celebrele măști pe care le-a confecționat împreună cu soția sa, l-au făcut cunoscut în întreaga lume. Când a murit, la 91 de ani, Nicolae Popa și-a rugat familia să aibă grijă de munca lui de-o viață. Un muzeu cu numai puțin de 3.000 de exponate, care povestesc despre munca de creație, dar și despre pasiunea de colecționar, arheolog și etnolog. El s-a născut în 1919, a prins un întreg secol, când încât tradițiile se păstrau bine aici la țară. Mi-aduc aminte că făcea lucrări și le așeza undeva pe marginea sobei, lucra primăvara, vara mai ales, lucra mai mult în piatră și stătea cu mama și se mai uitau la lucruri și zice, măi, dar uite, aia seamănă cu Maria lui nu știu care și era frumos, era o atmosferă frumoasă. Muzeul este fondat prin 1960 și el s-a dezvoltat pe parcursul anilor. Dacă inițial s-a pornit de la o cameră destul de mică, acum s-a ajuns să fie mai multe încăperi, vreo 2, 4, 6 camere și vreo 2-3 holuri. În colecția muzeului sunt peste 3500 de piese. Majoritatea obiectelor sunt obiecte de etnografie. De fapt, astea au fost și primele obiecte cu care a început taică-meu să organizeze colecția lui. Iar în afară de obiectele de etnografie, are obiecte de arheologie. El a fost arheolog amator și mai are obiecte de numismatică, arme, icoane vechi, pictură naivă, în afară de obiectele realizate de el. Lucrări de sculptură, în lemn și în piatră, măști și costumații pentru sărbătorile de iarnă. În 72 au început să vină și primii turiști străini. Inițial a fost un grup de turiști
Era Club Mediteraneu, un grup mai select, așa, căutau ghizi destinații mai inedite și aflase unul din ghizi la Humulești, aflase de la un cetățean la noi din sat. L-a întrebat, domnule, ce mai putea vizita pe zi? Este un nebun la mine în sat care adună tot felul de lucruri pe acolo. Are și-o făcut. Băi, și ce oplește? Merge și-o vedeți dacă vă place. Și a venit ghidul respectiv și după aia șoferul care a fost cu el a venit cu un alt ghid și tot așa, pur și simplu, în mod natural s-au mulțit grupurile care veneau. Astfel, prin 75-85, intervalul ăsta, a fost perioada în care au venit cele mai multe grupuri de turiști, deci veneau până la 10-15 grupuri de turiști pe zi. Nicolae Pop a plecat dintre noi având grijă ca pe pământ să rămână în urma lui, ci a lumii care l-a născut, l-a inspirat și l-a încântat, cea a satului românesc. La Târpești, spiritul lui Nicolae Pop e încă viu, iar mâinile lui încă lucrează. De la Târpești pornim spre Văratec, destinația preferată a intelectualilor moldoveni în secolul al XIX-lea. Nu e ocolită de turiști nici azi, dovadă numeroasele pensiuni din zonă. Aici puteți petrece câteva zile împreună cu familia sau cu prietenii. Această casă poate fi închiriată în întregime, așa veți fi siguri că nimeni și nimic nu va tulbura o vacanță de vis. La fel ca Hangu, Văratec nu este un sat ca oricare altul. Îți dai seama de asta imediat ce ajungi acolo. Văratec este satul maicilor. Aici s-a stabilit cea mai mare comunitate de călugărițe din România. Trăiesc cele mai multe dintre ele în aceste case, câte 3 sau 4. Cele tinere ascultă de cea mai în vârstă. Își câștigă singură existența, dar merg împreună la ascultări și la slujbă. Mănăstirea Văratec este extinsă pe o suprafață de 180 de hectare, în care sunt 150 de case. În cele 150 de case locuiesc călugărițele noastre. Sunt grupate câte 2, câte 3, chiar și câte 5, depinde de posibilități. La Obște avem în jur de 70 de maici care sunt permanent în îngrijirea stariței și al economului. Ele lucrează la diferite ascultări ale mănăstirii. Sunt crescută aici în mănăstirea Văratec de la vârsta de 14 ani și le cunosc din copilărie, le știu nu numai după nume, după mers le cunosc. Din nefericire am rămas orfană de la vârsta de 10 ani. Și apoi, în perioada de vacanță, veneam aici la Mănăstirea Văratec, unde era mătușa mea, sora mamei mele. Și încet, încet am prins dragostea de viața de mănăstire, dar nu numai asta că eram orfană. Mi-a plăcut foarte mult dintotdeauna să fiu în slujba aproapelui, în slujba celor care au nevoie. Și chiar astăzi mulțumesc Maicii Domnului că sunt la datorie și sunt în slujba celor din jurul meu și în slujba celor care vin aici în mănăstirea noastră și se bucură de frumusețea mănăstirii noastre și de activitățile noastre.
Istoria mănăstirii Văratec începe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când se stabilesc aici primele călugărițe, Olimpiada și Nazaria. S-a dat zvon la acea vreme că se construiește, se ridică biserică și cele care sunt doritoare de viață puznicească și de viață de mănăstire să vină în această poiană unde se află mica chilie, să întemeieze, să ridice o biserică și în felul acesta să viețuiască aici, în această parte, în acest mic colț de rai. În 1811, la Văratec, viețuiau deja 270 de călugărițe. Acestea erau împărțite după originea socială. Din documentele vremii aflăm că 33 erau fiice de boieri, 59 fiice de negustori, 100 fete de țărani și tot așa. Biserica de lemn devenise neîncăpătoare. Astfel că în 1808, stareța Nazarie a început construcția unei biserici de piatră. Surorile și maicile din acea vreme cărau cu poala piatră din râu și nisip pentru zidirea bisericii și astfel apare la anul 1808 Biserica Mare a Dormirii a Maicii Domnului. În 1934 se înființează la Văratec atelierul Regina Maria. Aici, măicile au lucrat de-a lungul timpului broderii bisericești, covoare, țesături naționale. Atelierul este astăzi muzeu. Adăpostește piese unice. La o singură broderie expusă aici, măicile au muncit 10 ani. Condiție de bază, ca să spunem așa, ca viețuire mănăstire, în afară de rugăciunea pe care o facem în comun sau particular, este și ascultarea și această ascultare se concretizează chiar și prin lucru de mână, prin rugodelie, prin lucru mâinilor. Acesta este variat pentru că este în funcție și de aptitudinile fiecărei maici, de pasiunea pe care o are. Viața comunității de la Văratec are precizia unui stup de albine. Fiecare dintre măici știe exact ce are de făcut. Avem brutăria mănăstirii care punem la dispoziție pentru tot personalul, pâine și pentru cetățenii din jur. Apoi pentru pelerinii noștri care vin permanent vara, sunt solicitate maicile de la brutărie cu plăcintele noastre tradiționale, brânzoaicele moldovenești. În 1853, un diplomat german, Wilhelm de Kotzebue, cel care va scrie prima pagină de literatură despre Văratec, este întâmpinat la mănăstire cu o tavă de șerbet și un pahar cu apă. Tradiția se păstrează până azi. Șerbetul, din zmeură sau din lămâie, este un simbol al mănăstirii. I'm from Czech Republic and we are on a trip here and one day we have prepared tour around a few monasteries and this is one of them. Față de alte lăcașuri monahale din România, Văratec este deschisă către lume. Turiștii fac parte din viața mănăstirii și a călugărițelor de aici. Multe dintre ele găzduiesc călătorii în casele lor, iar locuri de cazare se găsesc și la mănăstire. Mulți pelerini ajung la Văratec și pentru a se închina la moaștele Sfântului Iosif. Din 2008, de când
Biserica Ortodoxă a rânduit ca Sfântul Iosif, duhovnicul mănăstirii noastre, să fie trecut în rândul sfinților. Se simte cu adevărat că foarte mulți pelerini și credincioși vin și se roagă la moaștele Sfântului Cuvios Iosif de la Băratec. Sfântul Cuvios Iosif de la Băratec a fost unul dintre cel mai mare duhovnic din timpurile secolului XIX, sfârșitul secolului XVIII și un duhovnic care a domândit rugăciunea minții. În a 50-a noapte de la moartea poetului Mihai Eminescu la București, o altă viață se sfârșea la Văratec. Pe 4 august 1889, Veronica Micle se otrăvește cu arsenic în una din chiliile mănăstirii. Avea 39 de ani. La sfârșitul vecernii, aproape de miezul nopții, Veronica golea cu lăcomie hotărâtă sticluța de arsenic. Cu 3 zile înainte, Veronica scria ultima poezie. Se retrăsese la Văratec imediat după moartea poetului. Imaginea lui o urmărea obsesiv. Cu câteva zile înainte, în poiana Țigâncii, lângă mănăstire, îi apăruse chipul lui Eminescu în apa pârâului. Pe 6 august, Veronica este înmormântată la Văratec. Înainte de a se retrage la mănăstire, Veronica donează casa copilăriei din Târgu Neamț maicilor de la Văratec, cu o singură condiție. La intrare să fie afișată o placă de marmură, pe care să fie scris Casa Veronicăi Micle. Casa aceasta a fost construită în anul 1834 de către Mănăstirea Neamț, iar în anul 1850, Ana Câmpeanu, mama poetei, vine de la Năsăud și cumpără această casă cu suma de 100 de galbeni. Veronica Micle ne spune: cu toate că nu am fost fiică de bogătaș, mama mă îngrijea cu o dragoste nețărmuită. Uzuream încă, toți copiii îmi spuneau alintata. Visătoare, cu pletele în vânt, alergam ceasuri întregi prin grădină, culegând flori de câmp. Binuclul de vânătoare. Un cadou primit de Veronica de la un locotenent de poliție din Târgu Neamț. Curtezan, insistent. Mi-l imaginez pe Eminescu înnebunit de gelozie, scriindu-i Veronicăi o epistolă pătimașă. În 1856, Veronica Micle este înscrisă la cursurile normale de fete cu regim de pension la Iași. Acolo îl va cunoaște pe Ștefan Micle, iar mai târziu, la Viena, pe Mihai Eminescu. Restul poveștii o cunoașteți, sau credeți că o cunoașteți, căci cine poate pretinde că știe cu adevărat istoria acestei iubiri atât de complicate.
Thank you.